Crește în continuare numărul românilor cu COVID-19. Datele oficiale de astăzi arată că sunt 17.712 care sunt infectați cu coronavirus și vorbim de cei care locuiesc în țară. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică au fost înregistrate 127 de noi cazuri de îmbolnăvire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.777 au fost declarate vindecate și externate. Alte 1.159 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au pierdut bătălia cu temutul virus. În Maramureș astăzi vorbim de 90 de persoane confirmate cu SARS-CoV-2, mai multe decât ieri cu 6. De asemenea, vorbim de 1905 maramureșeni care se află în izolare la domiciliu și de 168 care sunt în carantină instituționalizată în cele 10 locații de carantinare. Scade numărul persoanelor din carantină, dar crește cel al persoanelor aflate în izolare. Ieri au fost 1621, astăzi avem 1905. Mai trebuie spus că în ultimele 24 de ore prin punctele de trecere a frontierei de stat au sosit în țară 371 de maramureșeni care au intrat în autoizolare la domiciliu. Sunt mai mulți decât ieri cu 65. De altfel, acesta este trendul de câteva zile încoace.